Lucas Molina, Amir la chitară, senzațional, totul live. Bună dimineața! Mersi, bună dimineața! Bine ai venit! Mersi mult! Ce mi-ai făcut de când ne-am mai văzut? De mult, ne-am văzut. De mult? Și... păi de asta zic, a trecut timpul. Da, am făcut niște nou concept de spectacol, da, pentru club, pentru Unplugged, așa cum o ven acum. Da. Avem și dansatoare acum. Să, mult mai bine. Mult mai bine. Nu, că erai ok tu așa. Da. Da. Publicul masculin mai vrea și altceva. Uneori, da. Da, și avem și școala. Școala de dans, care este în Green Hours, dacă știi oamenii, da. Victorie 120. Toată lumea știe Green Hours. Și, nu, începe să se dezvoltă în tot. Cine poate veni la școală? Oricine. Ieri mi-a sunat o fetiță de 7 ani care vrea să înceapă și o le primim. Am înțeles. Cu mare drag. Toată lumea vine. Tu ești un gen mai special, ca orice sud-american. Dacă vrea un regizor într-un film să arate genul artistului, arată așa o chestie, o arătare ca tine. O arătare? Și de ce zic asta? Tu nu mai dansezi, dar și cânti? Sunt percuționist. Da. Percuționist. Pictezi? Da. Ce am făcut pic? Facultate de pictură. Da. Băi, ce nasa. Poftim. Da. Și din toate celelalte arte, ce ai mai alege dacă ar fi să... să-ți pui așa în topul tău personal. Ce mai făceam? Păi, până la urmă, eu fac de toate. Ziua de astăzi, adică ești facem și... român, faci de toate. Dar încerca să le faci ce mai bine. Adică eu aplic ce a făcut ai pictură, exemplu, da, la scenă. Aha. Și atunci vedem cum este scenografia, cum sunt culoare pe lumină. Acum, de ultima vreme, am început să compun negativele pe care le avem ascultat acum și ce fac pentru club, le-am făcut eu. Deci faci compoziție. Da, mixuri, să zicem așa. Eu vreau să văd ce o să iasă din copiii tăi. Și eu vreau să văd. Probabil unul. Unul fotbalist și unul ceva, tot unu așa. Unul pictor, da, unul bucătar. Om de știință. Luăm pauză, după pauză, da, vreau să ne imaginăm că suntem la tine la școală. Așa. Cu studenta Flavia. Așa. Care ea are un MBA în flamenco. Și vreau să ne imaginăm, pentru ca și cei de acasă, inclusiv fetița de 7 ani, da, să înțeleagă ce se întâmplă la școala ta. Cum? Îi doare, nu-i doare, îi bate cineva, îi pune pe coș de nucă, dacă e greu, dacă nu e bate ușor și mai ales dacă este distractiv. Sunt convins că va fi foarte distractiv, mai ales că avem chitară live. Luăm pauză, ne întoarcem imediat cu școala de flamenco la Neața cu Lucas Molina și Flavia.